Aurel Popescu a stat de vorbă cu alegătorii pentru a le prezenta un prim pas spre dezvoltarea orașului. Cu gândul la tânăra generație, candidatul PSD a vorbit despre dezvoltarea infrastructurii școlare prin realizarea a peste 20 de mari investiții care să conducă la creșterea numărului de locuri în unitățile de învățământ preșcolar și gimnazial, reabilitarea și construirea unor noi spații la licee și școli profesionale. Mai sunt în vizor și spații pentru recreere și petrecerea timpului liber prin amenajarea de terenuri pentru practicarea jocurilor de echipă, volei, basket, handbal și cu aparatură fitness, dar și construirea unui centru multifuncțional ce se adresează în special tinerilor. Clădirea va avea aproximativ 4.000 de metri pătrați, cu săli de conferințe și spectacole, spații pentru tineret, ateliere pentru artiștii plastici, dar și alte dotări.